nu am fost la toți nici în ziua de astăzi. Pentru că vă spun, pe strada Rojoritului, unde a fost podul peste Adora, sunt patru recipienți din aia. Credeți că cei din Salca vor merge 250 de metri să depună deșeurile selectate acolo? Nu! Vor merge tot acolo unde sunt punctele de colectare vechi. Și dacă ar exista acele containere, probabil că s-ar îmbunătăți puțin situația. Un alt aspect. În tot orașul ăsta văd că frunzele sunt selectate. Avem un cartier frumos, aranjat, parțial, nu total, după amenajarea râului Adora. Credeți că a trecut vreo mașină acolo să strângă frunzele sau să le măture? Toate canalizările pluviale sunt pline cu frunze. Au venit după ce am sesizat râul, acum o săptămână, sunt bine mersi așezate lângă țarcurile sau astea pentru deșeuri de menajeri.